Demisia domnului Danilo Emanuel a fost înregistrată la instituția prefectului, cât și la primăria orașului Bocșa. Urmează ca unitatea administrativ-teritorială a orașului Bocșa, prin secretar, să ia act de demisia, iar doamna secretar a unității administrativ-teritoriale a orașului Bocșa să redacteze referatul prin care se constată demisia, să îl trimite la prefectură, să analizăm această situație și conform codului administrativ să decidem. Am înțeles că doamna secretar urmează să discute cu domnul primar, pentru că nimeni nu se aștepta, nici noi, nici dânsii la Bocșa, la această decizie a domnului Danilo Emanuel. Cine va prelua funcția? Codul administrativ prevede ce se întâmplă în astfel de situații. Până la organizarea de noi alegeri, funcția este deținută de drept de viceprimarul unității administrative teritoriale.